scurtă drumeție la cetatea Șoimoș. Un sfert de oră urcare, un sfert de oră coborâre, jumătate de oră tot traseul, plus încă oră stat acolo. Dacă ajungeți în zona asta pe lângă Arad, n-are rost să ratați. Sunt două cetăți apropiate, una este Șoimoș și a doua nu mai știu cum se numește, dar o să mă interesez și o să vă zic. E o drumeție, e practic un popas pe care îl facem în drumul nostru de traversare a țării de la sud la nord, undeva pe lângă Arad. Am văzut că sunt două cetăți relativ apropiate una de alta, așa că am făcut o pauză de condus și ne-am pornit către prima din ele. Și vă zic asta pentru că ăsta e motivul pentru care nu suntem îmbrăcați cum ar trebui de munte, cu pantaloni și cu încălțări care numai de munte nu sunt recomandate și nu e o idee foarte bună că e un pic alunecos nisipul pe aici, dar treacă meargă, nu recomand să faceți la fel, dar recomand să faceți opriri de genul ăsta în care nu doar să mâncați un sandwich, faceți și un pic de mișcare, să vedeți ceva din zona din apropiere. Uite cum se vede aici. Era aia cetatea pe care o vedem astăzi. Dacă ne prinde ploaia, cred că o să coborâm pe tine. Nu ne prinde ploaia. Așa că e produsă. Este un traseu către creasta Șoimului, Soarea, 16 km încolo, aproape 6 ore. Nu e știut, altă dată, poate merge. Așa pare. Frunțit lateral. Hai să te pe ce nu merge.
te rup ceva. Drăguța de ea. Gata, popasul, înapoi la drum. Haideți să vă arăt o coborâre nerecomandată a la Cătălin. Ce nu e recomandată pentru că n-am echipament adecvat. Gata. Coborâre nerecomandată, da?